Lăudat să fie numele Domnului! Preobiților, ne bucurăm din toată inima să fim la această sărbătoare. Este o sărbătoare pe care Brandon și Gabriela și-au dorit-o foarte mult, pe care familiile lor au așteptat-o și-au dorit-o. De obicei, atunci când suntem la asemenea evenimente, în asemenea zile, ne gândim la lucrurile plăcute care se întâmplă, lucrurile frumoase care se întâmplă. Aș vrea să vă spun că toate lucrurile frumoase, toate biruințele pe care le avem, presupun dureri și necazuri. Niciodată nu ajungem la biruință fără luptă. Niciodată nu ajungem la bucurie fără să fi experimentat opusul bucuriei. Familia Gligor a fost una dintre cele mai încercate familii din biserica noastră în ultimii ani. Îi cunosc de foarte mulți ani. Am întâlnit familia Berzescu de când am venit aici în Chicago și prin rudele pe care le-au avut în biserica noastră din țară, am știut despre ei încă cu mult înainte, din copilărie. Cu Adrian am copilărit împreună în aceeași biserică. Când am venit în America, am zis, ăsta a fost unul dintre cei mai buni copii din biserica noastră. A fost Sfântul Sfinților în timpul tuturor serviciilor divine și era nelipsit de la biserică. Nu l-am văzut mișcându-se odată în timpul unui program. Venind în America și m-am gândit, sper din toată inima Dumnezeu să-i dea o soție bună. Și i-a dat una dintre cele mai bune fete din biserică. Adrian și Maria au întemeiat o familie de excepții, o familie frumoasă, plină de dragostea lui Dumnezeu. Și au crescut niște copii în care au investit foarte mult. Au investit mult pe plan muzical, de asta i-ați văzut cântând aici, la un serviciu obișnuit din biserică, ei sunt fie în fanfară, fie într-unul din grupurile de închinare. De asemenea, au investit foarte mult în ei profesional. Brandon, trebuie să ne facem foarte bun prieten cu tine când o să ajungi mare doctor, să ai grijă de noi. Însă, în ultimii ani, familia Gligor a fost greu încercată. Și pentru noi, faptul că Adrian este aici, cu zâmbetul pe buze, în mijlocul unei familii extinse, mari, mă refer atât la familia Gligor cât și la familia Berzescu, care te iubesc din toată inima, împreună cu o biserică care s-a rugat și a simțit pentru tine și pentru necazul tău și al familiei tale. Suntem aici să spunem că astăzi Dumnezeu îți dă o mare biruință. Și întotdeauna încercarea este însoțită de biruință pentru copiii lui Dumnezeu și întotdeauna întristarea copiilor lui Dumnezeu se transformă în bucurie. Vă felicităm din toată inima, împreună cu pastorul Adrian Tișe, cu alți pastori și slujitori ai bisericii, frați și surori din Biserica Elim, împreună cu sora Corina și corul de tineri, suntem aici să ne exprimăm încă o dată dragostea față de voi și față de voi, Brandon și Gabriela. La sesiunile de consiliere există multe metodologii pe care le folosesc consilierii sau pastorii în vremurile noastre. Unul din lucrurile pe care le
introduc în consilierea premaritală este testul de compatibilitate. Ați auzit de testul de compatibilitate. Vedem dacă cei doi tineri sunt compatibili. Primul lucru pe care l-am spus, eu nu lucrez cu teste de compatibilitate, pentru că nu cred în acest concept. Vreau să vă garantez un lucru. Nu există în istoria istoriilor, întemeierii de familii, doi tineri care să se fie așezat pe scaunele astea de cinste și care să fie compatibili. N-au cum. Vin din familii diferite, cu obiceiuri diferite, cu gusturi culinare diferite, cu experiențe de viață diferite. Și se cunosc și sunt perfect compatibili. De ce? În primul rând, mai ales acești doi tineri care sunt foarte inteligenți, au tras cu urechea, au tras cu ochiul, au cam mirosit ce gusturi. Bună, imediat ți-ai dat seama ce îi place și îmi place lui Gabriela. Și te-ai format perfect pe gusturile ei. Când ai știut că nu-i place un lucru, ai aflat că nu-i place un lucru, e clar, a dispărut din memoria ta, din comportament, din tot. Și la fel și Gabriela. Perfect compatibil. Când aflăm diferențele de compatibilitate? Puțin mai târziu. După ce gătește Gabriela prima mâncare, și probabil că Brandon nu o să strâmbe din nas, dar o să se gândească, mă, nu-i ca la mama acasă. E prea dulce, e prea sărată, e prea subțire, e prea... ce e genul ăsta. De asemenea, nu știu, Gabriela, ce fel de ajutor potrivit a fost tatăl tău pentru mama ta, că la ora actuală s-au cam schimbat rolurile, dacă a spălat vase, dacă a spălat rufe, dacă a făcut curățenie în casă, nu știu. Dar unele fete se căsătoresc și află că soțul care s-a căsătorit nu știe să facă lucrurile astea. Mama l-a ținut în puf și nu știe să facă lucrurile astea. Și descoperă tot felul de incompatibilități. Înainte de căsătorie, compatibilitățile, lucrurile care se potrivesc, ies în relief. După căsătorie, incompatibilitățile, lucrurile care nu se potrivesc, ies în relief. Și atunci noi le dăm un test de compatibilitate, le punem 100 de întrebări la consilierea premaritală și dacă cei doi tineri sunt sinceri, consilierul se uită și zice, băi, ăștia doi nu se potrivesc chiar deloc. Și avem impresia că într-o lună, două, trei de consiliere îi potrivim, îi facem compatibil. Nu. A deveni compatibil este un proiect pe viață. Întotdeauna vom descoperi lucruri pe care trebuie să le ajustăm pentru ca viața de familie să fie funcțională, pentru ca să ne potrivim, pentru ca să putem să ne negociem drumul prin viață către fericirea de acum și fericirea eternă de dincolo. Singurele două lucruri care m-au interesat la acești doi tineri și care mă interesează de fiecare dată, în primul rând este să știu dacă îl iubesc pe Domnul. Că dacă Brandon îl iubește pe Domnul, o să iubească și pe Gabriela. Dacă Gabriela îl iubește pe Domnul, o să-l iubească pe Brandon. Este primul lucru condițional în ceea ce privește compatibilitatea în familie, să-l iubească pe Domnul. Și în al doilea rând, să se iubească unul pe altul. Că asta îi și întrebăm, din dragoste curată ei în căsătorie pe... Dacă am descoperit că îl iubesc pe Domnul și că se iubesc cu adevărat unul pe celălalt, toate celelalte lucruri vor merge exact ca dinții unei roți, într-o continuă potrivire. Și nu vom descoperi pe zi ce trece cât de diferiți sunt, ci cât de la fel devenim.
ați auzit că după un anumit timp, doi soți până și seamănă unul cu celălalt? În mod inconștient sau subconștient, împrumuți ticurile celelalte persoane. Eu vă dau un exemplu. Avem 7 fete căsătorite. Și majoritatea dintre ele s-au căsătorit cu băieți care vorbesc cu no și cu s-o dus, o făcut și o dres. La noi la București habar n-aveam de treburile astea. La noi niciodată au nu era o. Acum le aud pe fetele mele vorbind. S-o dus, și spune numele la sos, s-o dus până la și o venit înapoi și bă, terminați-vă, mă. Devin compatibili. Dragii mei, Biblia vorbește despre un ajutor potrivit, suitable, se poate traduce, vorbea fratele păstor Adi mai devreme, compatibil, un ajutor potrivit, compatibil, ca să ți se potrivească. Și există acest mit al compatibilității. Când cei doi intră în viața de familie, produse finite. Nu, produse finite, intrăm în împărăția cerurilor. În viața de familie intrăm materie primă, maleabilă. E vai și amar dacă intrăm în viața de familie produs finit. Nu, intrăm un clei moale care se poate modela și pe care mâinile iubirii lui Dumnezeu și a iubirii voastre unul față de altul îl modelează pentru ca să primiți forma unitară a unui singur trup. Există 3 lucruri care țin de compatibilitate și pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră astăzi. Ieșite din mitul compatibilității seculare, care spune, nici ei nu știu. Unii spun, trebuie amândoi să fie calmi, amândoi trebuie să fie pasionați. Alte mituri ale compatibilității spune, unul trebuie să fie diferiți, unul trebuie să fie vulcanic, unul trebuie să fie pasionat, unul trebuie să fie calm și molatec. Nici ei nu au căzut de acord cu privire la compatibilitate. Vreau încă o dată să repet, câtă vreme cei doi îl iubesc pe Dumnezeu și se iubesc unul pe celălalt, compatibilitatea va fi un proces natural de potrivire și de contopire a celor două caractere, a viziunilor pentru viața de familie. În primul rând, vă rog să observați din cuvântul lui Dumnezeu biologia compatibilității, biologia compatibilității. În Geneza primele capitole, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Acestea sunt cele două opusuri ale biologiei în creație. Și i-a făcut prin creație pentru procreație. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul. Această biologie a compatibilității n-a fost opera cuiva, n-a fost un arhitect, n-a fost un designer, a fost însuși Dumnezeu. Biologia creației este opera lui Dumnezeu. Cei doi au fost creați pentru ca pământul să fie plin de ființe asemenea lor, care sunt asemenea lui Dumnezeu. I-a creat după chipul și asemănarea sa. Ăsta a fost scopul lui Dumnezeu în creație. Toți suntem aici prin
acești doi factori ai biologiei compatibilității. Începând de la Adam și Eva, care a fost mama, spunea fratele Adi și se menționa mai devreme, despre mama tuturor ființelor vii. Doar Adam și Eva nu au apărut prin procreație, ci direct prin creație, și doar Domnul Iisus Hristos a apărut prin întrupare, ceea ce dovedește preexistența Lui. Restul, toți oamenii, au apărut ca rezultat al creației inițiale, Adam și Eva, și apoi procreație. Ne-am născut din părinții noștri. Asta este biologia compatibilității. Tot ce iese din această definiție simplă a familiei nu este de la Dumnezeu, își are rădăcina în perversiunea minții umane, în răutatea oamenilor, în rebeliunea oamenilor față de Dumnezeu. Este parte din răzvrătirea rasei umane împotriva Creatorului. Compatibilitatea voastră stă în faptul că Dumnezeu v-a creat așa, că Dumnezeu așa a intenționat să arate familia, din așa ceva a intenționat Dumnezeu să fie compusă familia, pentru scopul, pentru că așa cum Dumnezeu are în natura Lui dorința de a se reproduce în creația Sa, există această înclinație pe care Dumnezeu a așezat-o în noi, dorința de a avea copii. Asta este biologia compatibilității. Să știți un lucru. În momentul în care apar copiii în familie, se întâmplă ceva uluitor între un soț și o soție. În ceea ce privește fuziunea visurilor, a dorințelor, a idealurilor lor. Dintr-o dată dispare egoismul. Știți când învață omul cel mai bine dăruirea și lepădarea de sine? În momentul în care, înainte de a merge la culcare, soțul și soția așează pruncul între ei în pat. Și se uită la el și numără degetele, să fie sigur că nu i-a mai apărut de ieri încă unul. Asta este forma idealului familiei în biologia lui Dumnezeu. Dumnezeu este autorul biologiei compatibilității. În al doilea rând, teologia compatibilității. În teologia compatibilității apare ierarhie și ideal. Pentru că și m-am bucurat că Gabriela a acceptat. M-am uitat să văd dacă zâmbește plăcut, am vrut să văd dacă nu cumva are așa o rezervă. Mi-am spus, știi că Dumnezeu spune să-i fii supusă lui Brenda. Stimate soții, niciodată nu veți fi împlinite și fericite dacă nu vă încadrați în ierarhia pe care Dumnezeu a așezat-o prin teologia compatibilității. Compatibilitatea familiei este doar atunci când Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femeii. Orice întorsătură, orice inversare de poziții în această ierarhie dăunează și distruge familia. Foarte mulți spun, dom'le, care este motivul pentru care avem în vremurile noastre atâția consilieri de familie să repare relații? Ce se întâmplă cu distrugerea familiei în vremea noastră? Simplu. Mișcarea feministă, care tradus înseamnă răsturnarea pozițiilor ierarhice în felul în care Dumnezeu teologic a așezat familia. În Efeseni, cuvântul lui Dumnezeu spune că este foarte ușor bisericii să fie ascultătoare de Hristos pentru că Hristos își dă viața pentru ea. Și ajungem imediat acolo. Dar
Dacă Brandon o iubește pe Gabriela și spune bărbaților, iubiți-vă nevestele, lui Gabriela o să-i fie ușor să fie supusă lui Brandon. Îți e ușor să te supui unei ființe care te iubește. Și dacă Gabriela va fi sfioasă și prin atitudinea ei nu va submina poziția de bărbat a lui Brandon, este foarte ușor să iubești o ființă drăgălașă, pioasă, evlavioasă, ascultătoare. De fapt, scumpi frați și surori, nici nu ne stă bine altfel. Ne bârfim și ne criticăm unii pe alții exact datorită acestor feluri de atitudini pe care le dezvoltăm și pe care le arătăm. Spunem, asta-l învârte pe ăsta, ăsta e o bucată de gel, a face ce vrea cu el. Sau, auziți, băi, ăsta e mână de fier, e abuziv, e răutăcios, e cu tare, nu mișcă săraca de frică. Tot felul de clișee prin care scoatem în relief exact lucrurile care ne deranjează în modul funcțional al familiei. Dar corect politic este să spunem că e egalitate. Nu, fraților, familia nu este triunghi. Dumnezeu și, pe urmă, soțul și... Nu, este o linie verticală. Capul nu ți-l pui în locul umărului. Capul e deasupra trupului. Când respectăm aceste lucruri, ne stă bine. Ne stă bine. Nu ne stă bine atunci când nu respectăm această teologie a compatibilității. 1 Corinteni 11, 1 Timotei, capitolul 1 și 2, cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, a menționat și duminica trecută la nuntă și doar întreagăt, dragii mei, mai întâi a fost făcut bărbatul și pe urmă femeia, cronologic. 2. Femeia a fost făcută pentru bărbat și nu bărbatul pentru femeie. Și 3. Prin cădere. Femeia a fost înșelată și nu bărbatul. Așa spune Pavel în Scripturi, nu eu. Nu mă bat, nu vreau să mă cer cu nimeni astăzi aici. Mai ales nu cu Gabriela. Niciodată nu mi-a plăcut să pun nori negri pe cerul unei mirese. Dar ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Și din aceste motive, dorințele femeii se țin după bărbat. Idealul este, că vorbim de teologia compatibilității, ca într-o zi să ajungem împreună în împărăția cerurilor, să ne formăm, să ne slujim unii altora, pentru ca să ne înfățișăm fără pată, fără zbârcitură sau altceva de genul acesta în împărăția lui Dumnezeu. Asta este, de fapt, teologia compatibilității. Cei doi să se asemene din ce în ce mai mult lui Hristos, capul familiei, pentru ca să moștenim împreună viața veșnică. Și în al treilea rând, și în încheiere, analogia compatibilității. Am vorbit de biologia compatibilității prin creație și procreație, teologia compatibilității, ierarhie și ideal suprem, și apoi analogia compatibilității, Hristos și Biserica. În Efeseni capitolul 5 spune că avem un model al acestei compatibilități. Bărbatul asemenea lui Hristos, care se sacrifică, se oferă pe sine, se dă pe sine scopului de a-și împlini soția. Așa după cum Hristos s-a oferit pe sine, s-a dat jertfă, a murit pentru noi, pentru ca să transforme biserica într-o entitate slăvită. Așa spunea Petru, dați cinste femeilor, ca unor vase mai slabe. Îmi place când îi văd pe bărbați că sunt gentlemen. Pe unii mai perciunesc din când în când, îl văd
deschide ușa și intră ca deșteptul. Și ea stă la 2 metri în spate, trebuie să ține ea de ușă, nu-i zbească, nu-i cadă în față. Ți-am spus, Brandon, yes, am vorbit cu voi. L-am urmărit, cu ochii pe tine am stat ca pe butelie, să văd când intrați de la intrarea în biserică. Cum intrați? Cine intră primul? Cine ține ușa? Cine? Ăsta e un gentleman, cred că am învățat de la taică-su. Gentleman desăvârșit. I-a ținut toate ușile, ea a intrat prima, când s-a ridicat, el a așteptat, ea a ieșit prima. Așa, niște... Nu mi-l închipui pe Hristos în biserica sa, măcar că e capul bisericii, decât ca o persoană fină, pedantă, atentă la toate nevoile soției a bisericii în cazul lui. El e modelul. Tot ce este și tot ce face este pentru biserica sa. Și apoi biserica este ascultătoare de Hristos în toate lucrurile, pentru că e convinsă că Hristos îi vrea binele în toate lucrurile. Când ai convins-o pe Gabriela că binele ei este în centrul vieții tale, cum să nu te supui unui om care îți vrea binele din toate punctele de vedere? Spuneam că scopul final al familiei, și când vorbim de analogia compatibilității, știm că Hristos și biserica sunt irreversibil legați unul de celălalt. Inseparabil, nu numai pentru viața aceasta pe pământ, ci pentru eternitate. Am început să îmbătrânesc. Și după ce treci de o anumită vârstă, 60 de ani, încep să te gândești că nu mai ai câți ai avut. Nici prin cap nu ne trece să ne gândim la 100 de ani, dar aminte la 800 cât a avut Adam împreună cu Eva și poate chiar mai mult. Având în vedere că Set era al treilea fiu al primei familii. Dragii mei, unul din lucrurile care mă copleșesc atunci când mă uit la soția mea este că nu mai avem așa de mult timp împreună. Suntem de 40 de ani aproape căsătoriți și aș mai lua încă 40. Cel mai ușor lucru în viață este siguranța că ai lângă tine o ființă care te iubește cu adevărat, care îți vrea binele din toată inima. Nu te poți sătura niciodată de așa ceva. Nu te poate obosi niciodată așa ceva. Și mă uit și îmi dau seama, nu mai avem mult timp împreună, îmi vine să-mi dea lacrimile. Eu când citesc pasajul ăla cu în eternitate nu veți mai fi bărbați și femei, veți fi ca îngerii, e singurul loc din Biblie care nu-mi place. M-am gândit când mă duc acolo să-i spun, dar las-o pe nevastă mea să stea măcar pe aceeași stradă cu mine, sau măcar să fim vecini, măcar atât. Lucru care mă mângâie este că avem o promisiune dincolo de viața asta. Noi am trăit o viață foarte fericită și foarte frumoasă împreună. Și e greu să-ți închipui că dincolo va fi mai bine și mai frumos. Dar va fi! Și când voi intrați pe drumul acesta al căsniciei, Brandon și Gabriela, viziunea voastră depășește fericirea și împlinirea acestei vieți. Iată de ce să continuați să-L slujiți pe Dumnezeu amândoi, fără să vă opriți. Avea aceeași viziune și același viitor nu înseamnă să vă priviți unul pe celălalt, ci să priviți amândoi în aceeași direcție. Azi aveți dreptul să vă uitați unul la altul cât vreți și în fiecare zi dacă trebuie. Dar din punctul de vedere al viitorului vostru, al idealului vostru, nu uitați că trebuie să priviți către Hristos, către Dumnezeu, care este finalul binecuvântat al vieții voastre de căsnicie. Priviți în felul acesta în ce vă privește pe voi doi. Priviți în felul acesta în ceea ce privește
Copiii voștri, când vi va da Dumnezeu și vă va binecuvânta cu ei. Pentru voi și casele voastre, priviți dincolo de viața asta. Și atenție, pentru cei care spun, bine frate, mersi frumos, eu nu sunt fericit sau eu nu sunt împlinit. Pentru că soțul meu nu este așa sau altfel, pentru că soția mea nu este așa sau altfel. Am înțeles. Am înțeles. Nu-ți compromite fericirea veșnică pentru 60, 50, 40, câți ani îți dă Dumnezeu pe pământul ăsta, în care întorci spatele familiei, îți compromiți viața de familie, calci cuvântul lui Dumnezeu, pentru că e mai important pentru tine să-ți salvezi câteva zeci de ani prăpădiți și așa, plin de boli, de necazuri, de suferințe, renunțând la o eternitate fericită cu Dumnezeu. Când cineva vine și îmi spune, frate, uite ce probleme avem, și uite, am spus, știi ce? Slavă Domnului, că atunci când Hristos ne-a chemat să-L urmăm și a-L urma pe Hristos, înseamnă că în cele din urmă să ajunge în eternitate cu El, a spus, cine vrea să mă urmeze, ce trebuie să facă? Să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Poartă-ți crucea și fii tu ceea ce trebuie să fie un soț ideal sau o soție ideală. Pentru că Biblia mai spune un lucru. Chiar soții voștri de-ar fi necredincioși, prin purtarea voastră, văzând faptele voastre bune, să fie câștigați. Să fie câștigați. Mă rog din toată inima pentru Brandon și Gabriela, pentru începutul lor frumos astăzi. El nu va putea fi încununat decât cu un sfârșit la fel de glorios. Mă rog să nu vă mai văd îmbrăcați în mire și mireasă niciodată, odată și gata, dar a doua oară, să fim cu toții îmbrăcați în mireasa Domnului Iisus Hristos în slavă și să petrecem eternitatea cu Domnul. Amin.